O copilă bună și o lume rea. Se povestește că odată, de mult, în vreme îndepărtată, își trăia ultimele clipe un om sărac, bătrân bătrân, și înainte de a-și da sufletul, îi vorbi fetei lui bune care îl îngrijise toată viața cum putuse mai bine, căci ea, de mică, rămăsese orfană de mamă. Fata moșului! nu am nicio avere să-ți las decât această pâine. Am eu credința că, dacă tu vei fi și de acum încolo tot atât de harnică și cinstită, pâinea te va îndestula. Cu banii câștigați apoi pe țesăturile pe care le faci, o să poți să te gătești și să te împodobești, că destul ai îndurat sărăcia numai ca să mă îngrijești pe mine. Și nu termină bine ultimul cuvânt, că o lăsă pe biata fată singură pe lume. Și într adevăr, după câteva zile, cu banii câștigați pentru ceea ce lucrase, fata a reușit să-și cumpere o rochie și pe urmă o haină groasă. Și tot așa, își lua mereu câte ceva nou. Dar vecinii, invidioși, începură să scornească tot felul de vorbe urâte pe socoteala fetei. Și toate acestea ajunseră până la urechile marelui judecător, ne ce auzise o chemă la judecată. Cum de până acum, copila mea, începu el, nu ai avut nici după ce bea apă și alături de tatăl tău erați cei mai sărmani oameni de aici, iar acum tu izbutești să te îmbraci atât de frumos și nu-ți mai lipsește nimica din casă. Prea judecător, îi răspunse orfana. În clipa în care a murit tata, mi-a lăsat un codru de pâine și mi-a spus următoarele. Pâinea asta te va îndestula. Cu banii câștigați din țesăturile pe care le faci, o să te gătești și o să te împodobești și tu, că destul ai îndurat sărăcia, numai ca să poți să mă îngrijești pe mine. Așa mi-a spus tata și pâinea asta este tot ce mi-a lăsat. Neîncrezător, judecătorul îi ceru codrul acela de pâine și, într-adevăr, Deși gustă o bună bucată, el văzu că din pâine nu părea că ar lipsi deloc, iar gustul ei era tare ciudat. Convins că bunătatea fără seamănă a fetei fermeca pâinea aceea, dăruită de tatăl ei în ceasul din urmă, o mângâie pe nevinovata copilă, trimițându-o la casa ei, iar pe cei ce o ponegriseră, numai pentru că erau roși de invidie, fără niciun fel de temei în afara răutății lor, îi amenință cu temnița dacă vreunul ar mai cuteza să spună vreo necuvință pe seama copilei nevinovate. Și cum fata aceea era cinstită, harnică și frumoasă, judecătorul îi hotărâ ca mire pe fiul lui. Și lumea aceea rea se îndepărtă cu capul plecat. Judecătorul, încântat de judecata lui dreaptă, trăi mai departe liniștit, iar cei doi tineri căsătoriți trăiră fericiți până la adânci bătrâneți